Tatăl, nu mă este. Astăzi o să vorbim despre camera de Seba, unde... Bine, cred că este cam... Spune asta, da, da. Dai-mi tale, dați like și să crească în felul tău. Fără e vezi, apăsă pe vize, ping, pe toate finul care pe... De... Care fac și cam... Da, și să încep. În episodul ăsta, videoclipul ăsta o să vorbim despre episodul 27, Sora Turning to the Smile, iar episodul 2 și episodul 22, 28, Writing in the Past and Drawing in the Future. Hai să încep. În episodul 27, vedem foarte interesant faptul că Maggie de-o spate să fost să devină un enchantant cu o putere. Și da, cred că o să ce și să spun despre Legier începe să fie Forbidden Legier. Din cauza puterea aia incredibilă. Însă toți ceilalți sunt tot îngrijorați. Toma încearcă din răspute să vorbească cu Elementala Dragon în toate situațiile astea. Și spuneți faptului că Elementala Dragon nu este... Toma nu a câștigat Elementala Dragon, de asta nu... Îi spun că nu e... Nu a câștigat drept. Bineînțeles că a câștigat. A meritat treaba asta. Cu Toma... Hai să vă spun care era treaba cu Toma. Toma încearcă... În sfârșit, poate să folosească chamber-ul ăla, unde Rintaro s-a antrenat pentru combo-ul ăla. Iar Toma încearcă să nu dea tot ce pe nimeni. Asta sunt una dintre chestii interesante. Însă Toma încearcă din spate să vorbească cu copilul. Însă copilul ăsta înceapă de tot să se transforme dintr-un dragon un scheletru din formă de dragon. Și înceapă să-l dea tot timpul, îi dă cu foc. Însă, până la urmă, Toma o să încearcă. Bine, îți puteți să... Până la urmă... Și-a dat seama. Încearcă să vezi cu legia, dar... Na, legia era prea puternică oricum. O să Toma... Încearcă. Însă, tot ce era ce cred că să tineți pute ca Toma să nu fie atacat. Na, Legia era totul super bine. Însă, pe lângă Rintaro începe să-l protejeze. Însă, aflăm poate că Rintaro s-ar putea să se schimbe. Însă, până la urmă, aflăm o poveste foarte triste despre acel copil. Copilul acela este un pui, era un pui de dragon. Despre primul de dragon. De fapt, pui de dragon e de fapt un copil care își vede că prietenii lui sunt omorți. Însă aflăm că Toma a schimbat povestea. Faptul că a schimbat povestea este una dintre chestiile care le-a făcut. Cred că a făcut în Arthur. Cred că și în fapt cu tot ce putea finalul lui Toma ar putea fi. Ar putea fi Almighty Dragon sau cred că mai asta. Una mai... Destul de incredibilă și destul de puternică. Hai să vă spun care e treaba. Deci... Toma putea să aibă puterea aceea, Almighty Dragon, nu... nu Legia, cred că era... Master Logos. Master Logos cred că să avea puterea aceea. Cred că Toma o să aibă. Da, na. Toma spune că copilului că... orice natura are prieteni. Și cred că asta chiar a ajutat foarte mult. Însă, până la urmă, Toma stabilește Primitive Dragon. Și da, mie îmi place foarte mult că câte cosa din Primitive Dragon. Hai să vă punem care era treaba. Că aia, stați să... Get! Bocchi, bocchi, bocchi,
A pus prea mult roșu și nu prea a pus designul, numai că am deranjat asta. M-a deranjat un pic, dar na, cred că am avut și foarte mult cu cânticul. Mai aflăm că Storius, da, este și ceilalți sunt oameni, însă... Nu, Storius, mă refer la Legier. Legier află toate astea, na. Despre Legier am murit. Și na, cred că cam e foarte... Mă bucur. Însă, aflăm în sfârșit că Toma poate obiect cu Tassel. Însă Tassel a spus așa, că trebuie să salveze pe Luna înainte să, ca lumea să fie distrusă. În sfârșit o să aflăm și pe... În sfârșit o să vorbim și pe episodul 28. Right in the past, right in the past, right in the future. Oricum, stai să mă gândesc pe... totodată este un pic cam o recapitulare a serialului. Ceea ce dar în același timp leagă tot timpul și povestea în sine. În care era faza. Însă aflăm despre și despre Kento. Luptul de se... Încearcă să dea semn Ren, însă nu știu care și toată lumea are cu Kenzan, până la urmă, cu Ninja Boy. Însă tocmai încearcă să oprească pe Kento, însă Kento mi se spune că crede că tatălui său vede și e viitorul. Și presupune că ADHC a încercat să-l salveze. Însă nu știu foarte sigur care era treaba. Însă, până la urmă, totul era de fapt doar o istorie, dar na, înțeleg ce. Nu știu că trebuie să episodul azi, care despre episodul... Da. E o vizie ce din episodul 26, nu, 27, da, că este destul de bun în faptul că tot elementele doarme și cu povestea. Iar episodul 28 e doar o recapitulare. Și da, se dă în istoria. Dar și eu am fost șef de navigație.